Binecuvântăm din toată inima pe cei care până acum au slujit prin cântare, Dumnezeu să binecuvinteze. Amin. Și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga biserică. Amin. Pe cei care sunteți musafiri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ați făcut cea mai bună alegere în prezența lui Dumnezeu sau în prezența oamenilor care îl iubesc pe Dumnezeu. Îi cel mai bine. Slăvit să fie Domnul! Amin. În textul pe care l-am citit sau în versetele cele două pe care le-am citit, găsim două mari adevăruri capitale. Cel mai mare adevăr este că în cetatea lui David ni s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Și un al doilea adevăr pe care îl găsim de fapt în primul verset este faptul că Mântuitorul sau Dumnezeu prin Mântuitorul nostru vrea să ne vindece pe fiecare dintre noi de o boală care îi prezentă și astăzi în lume și vrea să-și facă de multe ori prezența și în biserică sau în viețile noastre. Și anume, Dumnezeu vrea să vindece oamenii de teamă, vrea să vindece oamenii de frică. Slăvit să fie Domnul! Vrea să ne vindece fiindcă e Tatăl nostru și noi suntem copiii Lui și noi binecuvântăm numele din toată inima noastră. Deci binecuvântăm pe cei care sunteți aici, pe cei care sunteți online, Dumnezeu să vă dea har și să ne dea harul Său. Frica e o stare care îi prezentă și vrea să-și facă prezența în viața tuturor oamenilor, indiferent de categoria de vârstă, indiferent de poziția socială pe care oamenii o au, frica ar vrea să-și facă prezența și ar vrea să ne afecteze pe fiecare dintre noi. De la căderea primilor oameni în păcat, găsim în Geneza capitolul 3 cu versetul 9 și 10, scris în felul următor: mulțumesc pentru ajutorul pe care cei de la media mi-l dau, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți cei care faceți o slujire văzută sau nevăzută, Dumnezeu să vă binecuvinteze, veți primi răsplată. Deci cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: dar Domnul a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, i-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. De la căderea oamenilor în păcat, automat frica și-a găsit loc în sufletele oamenilor. Și Mântuitorul nostru vine să ne elibereze pe fiecare dintre noi de frică, slăvit să fie Domnul. Scriptura ne spune astăzi și de fapt titlul mesajului meu din după masa aceasta este următorul: nu vă temeți! Biserica Domnului de aici din Kitchener, Biserica Domnului din Linz și de pretutindeni n-are voie să se teamă, copiii lui Dumnezeu n-au voie să se teamă, fiindcă înaintea noastră, în fruntea noastră, merge Domnul și Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Lui. Ca tată niciodată nu-și abandonează copiii, ca tată niciodată nu-și lasă copiii părăsiți, ci ca tată întotdeauna le poartă de grijă, în greu și în bine, mărit să fie Domnul. De aceea când ne merge bine, îi mulțumim din toată inima. Și când trecem prin vale, așa cum David spune altă dată, prin valea umbrei morții, știm că El e Dumnezeu care e cu noi și ne va așeza din nou piciorul pe stâncă, mărit să fie numele Domnului. Nu te teme! Și acum, patru temeri care ar vrea să frământe omenirea sau patru temeri care ar vrea să frământe biserica. În primul rând, noi ca oamenii ai lui Dumnezeu ne rugăm Domnului, ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate că ne închinăm, o teamă, o temere ar vrea să pună stăpânire pe noi și anume, teama că nu primim răspuns la rugăciune. Suntem entuziaști, suntem plini de încredere și de bucurie când venim înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune, cu o cerere și avem credința că Dumnezeu ne ascultă. Dar pe măsură ce timpul trece și nu primim răspuns, sufletele noastre tind să se obosească, să se îmbolnăvească. Și încet, încet ne cuprinde teama că Dumnezeu nu ne ascultă și ne punem tot felul de întrebări. Oare am greșit? Oare din ce motiv? Oare starea mea nu-i bună? Oare? Întrebările pot să continue. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca capitolul 1 cu versetul 13. Vorbesc despre oameni ca și noi, oameni care au trăit ca și noi, au fost afectați de lumea din jurul lor ca și noi, dar oameni care au rămas credincioși. Și scopul meu este următorul în după masa aceasta.
Vreau să vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră sau să vă chem împreună cu mine să rămânem întotdeauna lui Dumnezeu credincioși. Dumnezeu să se poată bucura de noi și noi să ne putem bucura de El, slăvit să fie Domnul. Îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharie, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta, Elisaveta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. În vremea aceea, când Zaharia și Elisaveta trăiau, își urmau cursul vieții în Israel, să nu ai copii era o mare problemă. Era socotită familia care nu aveau copii, o familie care îi în dezordine sau nu în ordine cu Dumnezeu. Ori această familie era o familie care sluja pe Dumnezeu din toată inima lor, cu interes să preamărească numele lui Dumnezeu și cu toate acestea răspunsul la rugăciunea lor întârzie să vină. Și îngerul îi spune, nu te teme, Zaharie, nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. Și eu parafrazez și spun, biserica Domnului, frații mei, surori, prieteni, nu vă temeți, rugăciunea dumneavoastră întotdeauna îi ascultat. Ascultați ce spune Habacuc, unul din oamenii lui Dumnezeu, mare a lui Dumnezeu, care și el la rândul lui a fost confruntat cu starea aceasta de teamă. Habacuc capitolul 2, versetul 1 la 3, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Cum spuneam, citiți cartea Habacuc și o să vedeți stările pe care Habacuc le-a avut sau momentele pe care Habacuc le-a trăit. Spune el în felul următor, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce vrea să-mi răspundă la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Nu te teme, nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. Când teama vrea să te cuprindă, du-te din nou la locul tău de strajă, intră din nou în cămăruța ta, caută din nou părtășia aceea care te apropie de Dumnezeu, frați, surori, oameni dragi care te sprijinesc și rămâi la locul tău de strajă. Când răspunsul la rugăciune întârzie, noi trebuie neapărat să continuăm să slujim înaintea lui Dumnezeu. Luca, capitolul 1, versetul 8 și 9, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, despre omul despre care eu aminteam. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul. După cum slujea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Avea motive să se oprească din slujire, fiindcă rugăciunea sau răspunsul la rugăciunea lui întârzia. Dar el hotărăște, chiar dacă răspunsul la rugăciune întârzie, să meargă înainte în a-L sluji pe Dumnezeu. Nu vrea să renunțe, nu vrea să obosească. Vrea să meargă înainte să slujească pe Dumnezeu. Și vine momentul când Dumnezeu îi trimite răspuns. Dar uitați-vă, după obiceiul preoției, avea un obicei. Și acum noi spunem de cele mai multe ori că obiceiurile nu sunt bune, dar să știți că sunt obiceiuri care sunt bune, care sunt constructive. Aș vrea să vă gândiți la obiceiurile pe care Domnul Iisus Hristos le avea. Avea obiceiul să cânte cântarea de laudă, mărit să fie Domnul. Și acesta e obiceiul nostru. Din ce cauză? Din cauză că noi suntem fii ai împărăției și împărăția noastră e împărăția cântării. Avea obiceiul să iasă în grădină să se roage.
avea obiceiul să stea de vorbă cu oamenii, avea obiceiuri bune și iată că Zaharia, după obiceiul preoției, intră să slujească, chiar dacă răspunsul la rugăciunea lui întârzie, nu se obosește, nu se oprește din slujire. Fă și tu la fel, nu te opri niciodată în slujire. Unii credincioși, când nu primesc sau nu își primesc răspunsul așa cum vor ei, l-am condiționat noi pe Dumnezeu. Doamne, dacă îmi dai, vă aduceți aminte de acel personaj, de acel om credincios și el în felul lui. Doamne, dacă îmi dai, Doamne, dacă ești cu mine, Doamne, dacă îmi faci, eu te slujesc pe tine. Cred că un credincios veritabil, real, adevărat, n-ar trebui să-i pună condiții lui Dumnezeu, ci întotdeauna să-i spunem, Doamne, suntem la dispoziția Ta, fă ce vrei cu noi. Știm că la umbra aripilor Tale suntem ocrotiți, măriți să fie numele lui Dumnezeu. Nu obosi când nu primești răspuns la rugăciunea ta. De prea multe ori, cum spuneam, îl condiționăm pe Dumnezeu și spunem, dacă ne vei da, te vom sluji, dacă ne vei asculta, te vom urma pe tine. Nu condiționa pe Dumnezeu, în primul rând. În al doilea rând, când răspunsul la rugăciune întârzie, tu continuă să crezi. Tu continuă să crezi. Biserica Domnului cred că nu se bazează pe experiențele pe care le are, experiențe personale sau experiențe pe care alți oameni din jurul nostru le au cu Dumnezeu. Ci cred că Biserica lui Dumnezeu ar trebui să se bazeze întotdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu care e scris. Și cuvântul lui Dumnezeu ne garantează că Dumnezeu întotdeauna e cu noi. Măriți să fie numele Lui. Niciodată nu ne lasă singuri, niciodată nu ne părăsește. De aceea nu mă bazez pe experiențele mele, pe starea mea, au de multe ori sau spunem noi de multe ori. Am mers la biserică, a fost extraordinar, l-am simțit pe Domnul și slăvit să fie Domnul. Când Duhul lui Dumnezeu se coboară peste noi, ne schimbă, ne transformă, ne modelează, ne duce din har în har, ne ridică din har în har, slăvit să fie Domnul. Dar întrebarea este, dacă vii la biserică și nu-L simți pe Domnul, asta însemnează că Domnul nu e în biserică? Ba da! El întotdeauna e în biserică. Din ce cauză? Din cauză că ne-o lăsa spus, ne-o lăsa scris. Unde doi sau trei se strâng în numele Lui, El e acolo prezent, slăvit să fie Domnul. Prezent să-i binecuvinteze, prezent să-i asculte. Chiar dacă starea ta nu-i una care să-L perceapă pe Dumnezeu, Dumnezeu e totuși acolo, mărit să fie Domnul. Nu te opri, continuă să crezi. Luca 1 cu versetul 18. Dumnezeu ne surprinde, te rog să-mi deschizi la Luca 1 cu versetul 18. Dumnezeu ne surprinde de multe ori și faptul că Dumnezeu întârzie la rugăciune îi în favoarea noastră, nu în defavoarea noastră. Noi ne gândim că dacă nu primim răspuns când noi vrem, însemnează că Dumnezeu nu ne-a ascultat, realitatea e alta. Dumnezeu întotdeauna ascultă, dar dă răspunsul la timpul, la momentul cel mai potrivit, slăvit să fie Domnul. Luați seama, dar, la felul cum ascultați. Luca 1, te rog, Luca 1, cu versetul 18. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă. Ce spune aici Zaharia? Vremea a trecut. Soția mea e în vârstă. Vremea a trecut, ea nu mai poate să nască. Ea nu mai poate să zămislească. În viața noastră familiară am experimentat și noi starea aceasta de așteptare. Fiica mea s-a căsătorit, au avut vreo 3 pierderi și la un moment dat eram tare îngrijorat că nu se poate să aibă copii și astăzi avem 2 nepoțele de la ea, slăvit să fie Domnul. Fiul nostru s-a căsătorit și el și după vreo 5 ani nu a avut copii și de asemenea ne-am îngrijorat. O mers la medic și medicul i-a spus, voi nu o să puteți avea copii niciodată. Ne pare rău să vă spunem, nu o să puteți avea copii niciodată. Au venit foarte supărați acasă și le-am spus, da, e adevărat ce medicul spune, e o realitate, fiindcă el are școală de specialitate și știe ce vorbește. Dar ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, i-am încurajat. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Amin. Și aici aș vrea toată biserica să spună amin. Amin.
copiii aceștia, tinerii aceștia care sunt aici, sunt o binecuvântare de la Domnul. Copiii de acasă pe care îi aveți sunt o binecuvântare de la Domnul. Chiar dacă în ceasul ăsta nu sunt în biserică și sunt undeva în altă parte unde n-am vrea să fie și n-ați vrea să fie, copiii dumneavoastră sunt o binecuvântare de la Domnul, mărit să fie numele Lui. Și noi așezăm numele Lui Dumnezeu peste ei, indiferent unde sunt ei. Și știm că vine ziua când Dumnezeu îi va chema pe nume pe fiecare dintre ei. Zaria spune, vremea a trecut, soția mea nu mai poate să nască. Le-am spus copiilor mei, cuvântul lui Dumnezeu spune, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, credeți. Credeți în continuare, ne rugăm și postim în continuare și Dumnezeu ne-a dăruit o nepoțică și din partea lor, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă vremea noastră a trecut, chiar dacă noi gândim că nu se mai poate, când nu se mai poate nu-i ceva natural, îi ceva supranatural sau dumnezeiesc. Și Dumnezeu îi dă o lecție lui Zaharia și îi spune, Zaharia, e adevărat că timpul a trecut. E adevărat că soția ta nu mai poate să nască din punct de vedere omenesc, dar eu sunt Dumnezeu și fac tot ce vreau în cer și pe pământ, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și vreau să dau o lecție evreilor, că eu sunt acela care am ultimul cuvânt întotdeauna și fac ce vreau, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu spune că e prea târziu. În al doilea rând, nu te teme când trebuie să riști pentru a face voia lui Dumnezeu. Nu te teme când ești chemat să riști pentru a face voia lui Dumnezeu. N-ai voie să te temi. Aici aș vrea să-l dau exemplu pe, sau vreau să aduc în discuție o altă familie. Te rog să-mi deschizi la Matei, capitolul 1, versetul 19 și versetul 20. Nu te teme, rețineți, când trebuie să riști pentru a face voia lui Dumnezeu. Iosif, bărbatul ei, bărbatul Mariei, era un om neprihănit sau logodnicul Mariei, fiindcă nu erau încă căsătoriți și nu voia să o lase de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe Maria pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis înger, un înger al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Un om neprihănit își dă seama că familia lui sau viața lui familiară care stătea înainte nu e în ordine. S-a întâmplat ceva ceea ce el nu putea să-și explice. Și din punct de vedere omenesc, nu se putea explica sub nicio formă ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iosif. Era un om neprihănit, reamintesc din nou. Și când află că Maria e însărcinată, fiindcă era neprihănit, nu vroia să o facă de rușine. Pedeapsa pentru Maria era să fie omorâtă cu pietre. Ar fi vrut sau căuta să ia cumva pedeapsa, responsabilitatea asupra lui. Și din cauza asta s-o gândit să o lase pe sub ascuns. Să fie el vinovatul de situația aceasta. Dar Dumnezeu din nou îl surprinde și spune, Iosive, tu trebuie să accepți planul meu. Și Iosif acceptă planul lui Dumnezeu. Ascultați ce era cuprins în planul lui Dumnezeu. Iosif trebuia să fie convins că Domnul Iisus nu este doar pruncul care se va naște, ci Domnul Iisus este singurul fiu al lui Dumnezeu sau singurul Dumnezeu care poate să mântuiască. Slăvit să fie Domnul! Matei 1:21. Iosif trebuia să se lase convins, trebuia să riște prin credință că într-adevăr planul lui Dumnezeu e bun. Ea va naște un fiu, Iosif, îi spune îngerul. Și îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nu-i un oarecare copil, nu-i un oarecare fiu, ci pruncul care se va naște
El va fi Mântuitorul. Și Iosife, trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Și dumneata care ești musafir aici, și eu trebuie să-mi reamintesc, și frați și surori, și biserica Domnului trebuie să ne reamintim. Domnul Iisus nu-i doar pruncul care s-a născut. De altfel, nu știu dacă e chiar corect să spunem că e pruncul care s-a născut, mai degrabă s-a întrupat. Fiindcă nu a fost o naștere oarecare, a fost o întrupare a Dumnezeului Celui Atotputernic în ființa omenească. Nu-i doar un Iisus oarecare, ci El Iisus, Mântuitorul Lumii. Și Iosif trebuia să fie convins de asta, să riște, să slujească în continuare lui Dumnezeu. Și de asemenea, biserica trebuie neapărat să fie convinsă. În al doilea rând, Iosif se lasă convins că Dumnezeu vrea să coboare la noi, la ei atunci și la noi acum. Matei 1:23. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Haideți să spunem toată biserica, să declarăm toată biserica: Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. În Canada, Dumnezeu este cu dumneavoastră. În Austria, Dumnezeu este cu noi. Noi în Austria suntem socotiți Ausländeri, adică oameni care sunt din afara Austriei. Dar Dumnezeu e cu Ausländeri, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e cu românii din Canada, din America, de pretutindeni. Dumnezeu este cu noi. Dar nu doar cu românii. Dumnezeu e cu evrei și Dumnezeu e cu toate naționalitățile. Nu doar cu Israelul de altă dată, ci Dumnezeu este cu noi. Fecioara va rămâne însărcinată, Iosive, și tu trebuie să fii convins și biserica trebuie să fie convinsă. Dumnezeu este cu noi întotdeauna. Dumnezeu este cu noi în crize. Dumnezeu este cu noi în belșug. Dumnezeu ne pregătește să fim oamenii aceia care să ducem lumina mai departe în lume. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. În al treilea rând, fiindcă timpul nostru trece destul de repede, nu te teme atunci când Dumnezeu te cheamă să faci voia sa, chiar dacă nu înțelegi. Și vreau să spun aici că de cele mai multe ori noi nu înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi. Noi înțelegem pe porțiuni foarte scurte. M-am întors la Domnul cu ceva vreme în urmă. Și eram foarte curios să știu foarte multe lucruri. Și mă rugam și spuneam: Doamne, vreau să știu asta și vreau să știu asta și vreau să știu asta. Și la un moment dat Dumnezeu îmi spune prin Duhul Sfânt: dacă îți voi descoperi toată taina lucrării mele, n-o vei pricepe, că mintea ta nu poate să priceapă planul meu. Și de aceea Dumnezeu ne descopere planul Său pe porțiuni, slăvit să fie Domnul, pe bucăți. Și vrea să-L urmăm și să mergem întotdeauna prin credință. Nu te teme niciodată când Dumnezeu te cheamă să faci voia sa, chiar dacă nu înțelegi, cum spuneam. Luca 1:30. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Cum să nu se teamă Maria? Sau cum să nu ne temem noi în fața unor crize? Cum să nu te temi când te îmbolnăvești de cancer? Cum să nu te temi? Cum să nu te temi când vezi pericolul foarte aproape de tine? Sau ești în pericol extraordinar de mare? Cum să nu te temi? Și îngerul spune: nu te teme, Marie. Nu te teme, biserică. Și aș vrea în gândul dumneavoastră, mintea dumneavoastră, spuneți fiecare: nu te teme, și rosteșteți numele, fiindcă noi n-avem voie să ne temem. Dumnezeul nostru, Dumnezeu atotputernic, cum am spus și reamintesc, și eu n-am voie să mă tem. Când eu mă tem, eu îl dezonorez pe Dumnezeu. Știți? Când ai pe cineva cu o posibilitate materială foarte bună, niciodată sau nu te temi că vei duce lipsă. Noi avem un tată care poruncește vântului, care poruncește mărilor,
care poruncește tuturor lucrurilor, care cheamă ce nu este și deodată ceea ce nu este se arată. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Nu te teme, Marie. Cum să nu se teamă Maria, cum spuneam? Cum să nu se teamă Maria? Avea multe motive să se teamă. Maria, o tânără care nu cunoștea bărbat, nu știa de bărbat, rămâne însărcinată și cu toate acestea alege să nu se teamă și nu doar alege să nu se teamă, alege să rămână smerită înaintea lui Dumnezeu. Luca 1 cu 38 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Maria a zis, chiar dacă nu înțelegea pe deplin planul sau voia lui Dumnezeu, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea, slăvit să fie Domnul. Nu te teme, nu te teme. Alege să faci voia lui Dumnezeu, alege să îl urmezi pe Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegi planurile lui Dumnezeu, alege să îl urmezi pe Dumnezeu. Și a patra temere care ar vrea să ne stăpânească, care ar vrea să ne cucerească pe noi. Nu te teme când auzi Evanghelia vestită. Și aici vreau să vorbesc în mod special pentru tinerii care nu au încheiat un legământ cu Domnul și pentru cei care sunt prieteni, cei care nu fac parte încă din biserică, cei care încă nu au încheiat un legământ în apa botezului. Nu te teme când auzi Evanghelia. N-ai voie să te temi când auzi Evanghelia. Am auzit de foarte multe ori expresii de felul următor. M-aș întoarce la Domnul, m-aș pocăi, dar mă tem că mă părăsesc prietenii, dar mă tem că mă abandonează familia. Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi spune, nu te teme. Uitați un exemplu biblic, câțiva oameni care aveau motive să se teamă când au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 2, versetul 9 și 10. Oamenii aceștia căutau voia lui Dumnezeu. Ascultă la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu, dar erau tentați să se teamă. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, înainte acestor oameni, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Nu era un lucru normal, nu era un lucru obișnuit. Ca slava lui Dumnezeu să se coboare. Versetul următor. Dar îngerul i-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, slăvit să fie Domnul. Și aici urmează, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Nu vă temeți, eu vă aduc o veste bună. Nu vă temeți când ascultați Evanghelia. Prima reacție a păstorilor a fost să se teamă. Nu era un lucru normal să se coboare un înger. Aduceți-vă aminte că și ucenicii, măcar că au umblat cu Domnul Iisus Hristos, când erau pe barca aceea și barca era amenințată de valuri, îl văd pe Domnul Iisus mergând pe ape și deodată încep să se teamă și spun între ei ce? E o nălucă. Din cauza fricii începem să vedem ceea ce nu-i real, dar nu era o nălucă, Domnul era cu ei acolo, mărit să fie Domnul, să-i scape din necaz. Nu te teme! Reacția păstorilor era să se teamă, dar îngerul le spune, nu vă temeți, nu te teme. Nu te teme că o să fii înțeles greșit. Nu te teme că o să-ți pierzi prietenii, nu te teme că o să-ți pierzi rudenile. Nu te teme, din ce cauză? Dumnezeu are planuri mari cu dumneata, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu are planuri mari cu noi. Noi ca și neam, nu suntem din neam de oameni care am crescut în biserică și aceasta vă spun nu cu fală, nu cu mândrie, ci dimpotrivă cu regret. Îi mare binecuvântare pentru copiii care v-ați născut în familii creștine. Să fiți foarte bucuroși, Dumnezeu v-a dat o mare binecuvântare. Eu nu m-am născut într-o familie creștină practicantă, așa se spune mai nou. Sunt creștini practicanți și creștini nepracticanți. Eu cred că creștinii sunt aceia care într-adevăr îl urmează pe Hristos. Și ceilalți, dacă își iau denumirea, e problema lor.
Dar eu nu m-am născut într-o familie de creștini. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, mi-a vindecat mama de cancer cu, cred că vreo 50 de ani în urmă, 45 de ani în urmă. S-a îndurat de mama, ne-a vindecat mama de cancer. Și ne-am întors la Domnul toată familia. Și temerea noastră a fost, fiind un neam destul de mare, temerea noastră a fost că o să rămânem singuri, o să fim izolați de rudenile noastre. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a luat prin surprindere cu binecuvântarea Lui. Slăvit să fie Domnul! Știți ce a făcut și ce face Dumnezeu în continuare? Rând pe rând, familie după familie, din neamul nostru Dumnezeu îi cheamă la El. Și toți care se întorc la Dumnezeu declară din toată inima: n-am cunoscut viața asta, n-am cunoscut viața asta așa de extraordinară, că de mult ne-am fi întors la Domnul. Nu te teme, Dumnezeu are planuri mari cu tine, Dumnezeu are planuri mari cu viața ta. Nu te teme că nu te poți ține pe cale. Am auzit mulți oameni: m-aș întoarce și eu la Domnul, dar mi-e frică că nu mă pot ține pe cale. Nu te teme că nu te poți ține pe cale, că nu prin puterea ta îl slujești pe Dumnezeu. Vorbeam cu frații aici, ne-am rugat împreună și mulțumim că vă rugați pentru noi ori de câte ori predicăm. Nu vrem să vă arătăm cât suntem de deștepți, că nu suntem deștepți, ci vrem să-L slujim pe Domnul din toată inima noastră. Da, e adevărat că ne pregătim și avem nevoie de timp și aveți nevoie de timp și să vă pregătiți. Să citiți, să înțelegeți, să studiați cuvântul lui Dumnezeu. Dar toată pregătirea noastră fără ungerea de sus nu valorează nimic. Dar când noi ne pregătim și Dumnezeu ne dă ungere, e o mare binecuvântare, e un belșug de har, mărit să fie numele Domnului. Nu te teme că nu te poți ține pe cale, că nu tu prin puterea ta îl urmezi pe Hristos, ci El îți va da putere, slăvit să fie Domnul. Și spuneam și reamintesc, Dumnezeu ne poartă din har în har, slăvit să fie Domnul. Din binecuvântare în binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Și ne ține de mână, omul lui Dumnezeu David spunea, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem că tu ești cu mine. Nu te teme că nu-L poți sluji pe Dumnezeu, că Dumnezeu îți va da putere și binecuvântare. Studiază cu interes vestea cea bună. Și aici vreau să vă rog să deschidem din nou la Luca, capitolul 2, cu versetul 15. Studiază cu interes vestea cea bună. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haide să mergem până la Betleem. Haide să cheltuim de la noi. Haide să renunțăm la ale noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți aceia care renunțați la ale dumneavoastră și veniți la închinare. Urmați-L pe Dumnezeu. Studiază cu interes Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia merg să vadă dacă e real și găsesc că e real ceea ce îngerii le spunea. În al doilea rând, spune cu bucurie vestea Evangheliei. Mai ales tinerii aici, aveți grijă, fiindcă sunteți minoritate la școală sau la universități unde sunteți voi, tindeți să vă fie rușine să spuneți că sunteți creștini. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Amin. Voi sunteți ambasadorii cerului pe pământ. Amin. Și voi n-aveți voie să vă temeți și n-aveți voie să vă rușinați. Voi sunteți fiii lui Dumnezeu. Și trebuie neapărat să luminați acolo unde sunteți voi. Dumnezeu să vă dea putere și binecuvântare. Vestiți Evanghelia cu entuziasm. Niciodată nu avem voie să predicăm, niciodată nu avem voie să vorbim despre Hristos plictisiți, ci cu toată energia, cu tot entuziasmul pe care Dumnezeu ne-l dă. Noi spunem: Dumnezeu nostru e viu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Într-o lume a îngrijorărilor. Și cu aceasta vreau să închei, cu motivația aceasta vreau să închei. Într-o lume frământată de tot felul de îngrijorări, măcar că așa cum o ducem noi astăzi, chiar dacă pe aici, pe acolo mai avem lipsuri sau nemulțumiri, niciodată nu s-a trăit așa de bine ca acum. Și cu toate acestea, lumea din jurul nostru este tot mai îngrijorată și tot mai cuprinsă de frică. Biserica Domnului din Kitchener sau de oriunde sunteți dumneavoastră, duceți mesajul, realitatea lucrării lui Dumnezeu, în cetatea lui David,
ni s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Amin.